Tribunalul de arbitraj sportiv începe chiar în aceste momente audierile în cazul în care Simona Halep a fost suspendată 4 ani pentru dopaj. Audierile sunt programate până vineri și nu se știe când va anunța decizia forul de la Lausanne. Poate fi o chestiune de zile sau de luni. Discutăm în cele ce urmează despre aceste audieri care au loc cu ușile închise, cu Dragoș Suciu, jurnalist sportiv aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Așadar, este poate cel mai important meci al Simonei Halep, care începe chiar la această oră la Lausanne, în Elveția. Ce ar putea însemna o decizie în favoarea Simonei Halep, pentru că a fost suspendată pentru 4 ani și vedem că luptă pentru a micșora această suspendare? O decizie în favoarea Simonei în situația de față ar fi tot ceea ce înseamnă o suspendare mai mică de 4 ani. Pentru că până la urmă ea a ispășit deja un an și jumătate din această pedeapsă, a declarat în tot acest interval foarte lung până când cazul a ajuns la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne că în situația în care suspendarea de 4 ani se menține este foarte probabil final de carieră pentru ea. Așadar, mă gândesc că în situația în care pedeapsa s-ar reduce cu o treime sau s-ar reduce la jumătate, sunt șanse să o vedem pe Simona înapoi pe teren, ceea ce este foarte important. Pentru că deși se află cumva în partea a doua spre finalul carierii la 32 de ani, Simona, la ce carieră a avut, la ce performanță a obținut, ar trebui să-și poată spune ultimul cuvânt pe teren și să-și încheie cariera în termenii ei, nu în termenii unei instanțe de judecată, pentru că acea pedeapsă de 4 ani, în contextul dat și cu noile informații pe care le avem la dispoziție, pare a fi una foarte drastică, cea oferită de Sport Resolutions. Bun, am văzut că tot acest proces acum are loc în spatele ușilor închise. Cum ar putea argumenta Simona ceea ce s-a întâmplat astfel încât să vină, să obțină o decizie în favoare? Are loc în spatele ușilor închise tocmai pentru că niciuna dintre părți nu a solicitat publicitatea procesului, pentru că unul dintre principiile procesului este cel al publicității, însă nici acuzarea și nici apărarea nu au solicitat asta. Totul se va deschide cu observațiile și cu ceea ce cunoaștem deja, observarea situației de fapt până în acest moment, abia vineri vor avea loc pledoariile părților. A apărut în intervalul dintre momentul verdictului de la Sports Resolution și momentul acestui apel făcut de Simona, a apărut acea declarație a lui Patrick Muratolu, în care el spunea că alături de echipă își asumă vina pentru că i-a prescris acele suplimente cu colagen contaminate Simonei, lotul era contaminat. Pe de altă parte, Simona își poate fundamenta apărarea și pe faptul că, deși a depus toate diligențele, nu avea cum să știe, ceea ce la fel, mie mi se pare de logica bunului simț, nu avea cum să știe că acele suplimente provin dintr-un lot contaminat și acesta este un aspect foarte important. De asemenea, este de luat în calcul și faptul că Simona a făcut foarte multe teste antidoping de-a lungul carierei și niciun test antidoping nu a fost pozitiv până la apariția acestuia. Sunt mai mulți factori pe care Simona își poate fundamenta apărarea. Plus, desigur, și m-aș întoarce la concluziile acelui expert francez publicate la un moment dat în L'Équipe, cel care spunea că este convins că Simona nu avea cum să fie decât victima dopajului neintenționat. Sunt mai multe aspecte pe care părțile le vor aduce, atât acuzarea cât și apărarea, le vor aduce în fața celor trei arbitri ce compun panelul de la Lausanne și probabil că undeva în termen de 2-3 luni vom avea o decizie.